Zonele albastre sunt locurile unde trăiesc cei mai longevivi oameni de pe planetă, adică locul tinereții fără bătrâneții și a vieții fără de moarte. Momentan, acest deziderat este imposibil, dar există câteva locuri în lume, supranumite zone albastre, unde populația depășește în mod frecvent suta de ani, iar bolile sunt minore sau aproape inexistente. Cercetătorii au descoperit că acestea au în comun conștientizarea scopului în viață, importanța relațiilor sociale, activitatea fizică moderată, dar constantă, traiul în locuri care favorizează mersul pe jos și, cel mai important, regimul alimentar. Cele 5 zone albastre identificate de exploratorul Dan Büttner, cel care a descoperit și a studiat aceste locuri parcă rupte din rai, sunt insula Icaria din Grecia, peninsula Nicoia din Costa Rica, Okinawa în Japonia, Loma Linda din California și Sardinia din Italia. Iată care sunt obiceiurile culinare comune ale locuitorilor acestora. Regula 95/5, adică alimentația este bazată în proporție de 95% pe plante, legume, verdețuri, leguminoase, cereale și fructe, asezonate cu ulei de măsline, ierburi și mirodenii. Carnea ar trebui mâncată așa cum mâncăm torturile când sărbătorim ceva. O porție n-ar trebui să fie mai mare decât un pachet de cărți de joc, o dată sau de două ori pe săptămână. Carnea procesată, gen mezeluri, trebuie evitată, preferând-o pe cea care conține de la animale ce pasc singure, a căror carne este mai bogată în acizi grași omega-3. În zonele albastre aflate în apropierea apelor oceanice, peștele este componenta de bază a alimentației. În cea mai mare parte a acestor zone se consumă sardine, anșoa și cod, pești care nu sunt expuși la un nivel crescut de mercur sau alte chimicale. Peștele este recomandat de maximum 3 ori pe săptămână în porții numai mari de o palmă. La nivel global, circa 70% din populație încetează să mai producă lactază, enzima necesară digerării lactozei din lapte după stadiul de sugar. Totuși, produsele din lapte de capră, mult mai bine suportate de sistemul digestiv, sunt des întâlnite în dieta locuitorilor din Sardinia și Icaria. În ceea ce privește calciul, locuitorii zonelor albastre ieșeau acest mineral mai mult din plante, cât despre ouă, 3 pe săptămână constituie maximum. Fasolea este elementul comun al acestor zone albastre, cea neagră, Nicoia, soia, în Okinawa, linta, năutul și fasolea albă în zona Mediteranei. Boabele de fasole conțin proteine de calitate și foarte puține grăsimi și sunt o excelentă sursă de fibre. Ele au cea mai mare cantitate de nutrienți pe gram, mai mare decât orice altă plantă de pe planetă. O cană din oricare aceste sortimente în fiecare zi, preparată după cum vă place, ar trebui să fie nelipsită. Alimentele cu mai mult de 8 grame de zahăr trebuie evitate. Dulciurile trebuie consumate doar la ocazii speciale, iar îndulcitorii artificiali excluși complet din dietă. Centenarii din zonele albastre folosesc mierea ca îndulcitor și mănâncă ocazional desert cu prilejul anumitor sărbători. Migdale, fistic, nuci, alune, semințe de floarea soarelui și de dovleac, nuci braziliene și arahide consumate pe rând. De evitat, desigur, cele trase în zahăr. Pâine, dar nu orice fel de pâine. Pâinea este alimentul de bază în cele 5 zone albastre, însă nu cea pe care o cumpărăm zi de zi. Pâinea 100% din cereale integrale și cea din aluat dospit autentic ce conține culturi active sunt de preferat și nu mai mult de 2 felii pe zi. În engleză există un joc de cuvinte interesant care s-ar traduce ceva de genul: dacă este făcut în fabrică, evită, dacă provine dintr-o plantă, mănâncă. Cam acesta ar fi principiul după care se ghidează locuitorii din cele 5 zone albastre. 6-7 pahare de apă pe zi sunt necesare, dar apă curată. Locuitorii din Japonia beau mult ceai verde, recunoscut pentru faptul că reduce riscul bolilor de inimă și mai multor forme de cancer, iar cei din Icaria, Grecia, beau ceai de rozmarin, salvie sălbatică și păpădie, plante cu proprietăți antiinflamatorii. Cafeaua neîndulcită și are și ea locul într-o dietă sănătoasă. Un pahar sau două de vin roșu, mai ales când e integrat unei diete bazate pe plante, este băut de majoritatea oamenilor. Conform jurnalul.ro, fiecare zonă albastră din lume are un anumit specific, de exemplu, peninsula Nicoia din Costa Rica. Specific este faptul că se consumă mult porumb, dar și pește și papaya. Ca principiu, ce cresc în grădină, asta mănâncă. Oamenii petrec mult timp în natură și se bucură de fiecare clipă.
Okinawa, în Japonia. Locuitorii de aici trăiesc conform principiului Ikigai, în câteva cuvinte motivul de a se trezi dimineață. Iar răspunsurile centenarilor japonezi sunt simple și uluitoare pentru noi cei obișnuiți cu agitația permanentă. Mă trezesc dimineață ca să dansez. Sau mă trezesc dimineață ca să salut școlarii care trec prin fața casei mele. Ori mă trezesc dimineața ca să privesc grădina. Dieta bazată pe producția propriei grădini, algele și peștii din mare, precum și odihna de amiază, completează o viață simplă, sănătoasă și veselă. Loma Linda din California, Statele Unite, într-o țară invadată de hot dog, hamburg și cartofi prăjiți, există totuși o zonă albastră. Fiind adventiști de ziua a șaptea, trăiesc conform principiilor biblice ca pe timpuri. Muncă fizică, legume, puțină carne, zero zahăr, zero fumat, zero alcool. Sardinia, Italia. Oamenii de aici trăiesc din ceea ce cultivă, spre deosebire de alte zone albastre. În Sardinia se bea mult lapte și se consumă multe lactate. Însă aceasta este preponderent de capră și de oaie. Dieta lor este completată de multe leguminoase, ierburi, frunze verzi, produse proaspete și puțină carne. În plus, relieful muntos îi obligă pe oameni la mișcare. Insula Icaria din Grecia. Locuitorii își cultivă singur legumele, fac efort fizic, cresc animalele, pescuiesc, dar consumă foarte rar carne. Cea roșie, de exemplu, se mănâncă doar de sărbători. Printre secretele longevității se află laptele de capră, grădinăritul, ritmul relaxat al vieții, petrecerile, dar și faptul că oamenii se ajută unii pe alții și sunt uniți și apropiați. Noțiunea de zone albastre a fost propusă de către explorator, educator și scriitorul Da Büttner prin intermediul unui articol publicat în National Geographic, Secretele unei vieți lungi. Conceptul se bazează pe cercetările din domeniul demografiei. Hristos a înviat, bine ați venit la Voi cu Voi cu, o să vedeți în această seară, 5 locuri extraordinare din lume, se numesc zonele albastre. Sunt niște zone unde oamenii pot depăși 100 de ani, pentru că respectă niște reguli pe care o să le vedeți în scurt timp. Mulțumim partenerilor noștri de la Crown Plaza pentru această locație. Invitata mea din această seară este Adina Moldoveanu, pe care o cunoașteți desigur, cu care o să vorbim despre ce putem face noi care nu trăim în aceste zone albastre, să trăim mai mult. Bine, mai mult să trăim, dar să trăim și bine, ca să zic așa, că noi nu contează neapărat cifra, ci felul în care ajungi la cifra respectivă. O să vedeți de asemenea un interviu în exclusivitate realizat de colega mea Ana Maria Roma de la NewsHour CNN, cu o doamnă care locuiește în America și care respectă aceste reguli de viață din zonele albastre. O să fiți șocați de anii pe care i-are doamna și de felul în care arată. Deci se poate. Hristos a înviat și mulțumesc că ești alături de mine, Adina. Adevărat, a înviat. Și eu mulțumesc pentru invitație. Este o mare onoare în Săptămâna Luminată să fiu aici. Chiar suntem în Săptămâna Luminată. Așa este. Totul are un sens. Nu degeaba vorbim de aceste lucruri în această săptămână. Și este adevărat că există aceste zone, ele sunt așa de mulți ani, noi abia acum le-am descoperit. Dacă te uiți în ochii oamenilor aceia, bineînțeles că ei au o lumină aparte, tot vorbim de Săptămâna Luminată, au o plăcere de a trăi, au o alimentație foarte bună. Și mai mult decât atât, stau într-o vibrație pe care au cultivat-o în timp. Și asta este iarăși foarte important. N-am apucat să merg în toate aceste zone, mi-aș dori să merg. Ai fost în vreunul dintre ele? Da. În da. Grecia, probabil, nu? Că e mai aproape. În Grecia și în Sardinia. Și în Sardinia, așa. Da, da, da. Exact în zonele albastre? Da, da. Chiar am fost curioasă să văd ce este acolo diferit și, într-adevăr, se simte. Este o vibrație anume a locului. Nu-mi dau seama ce dă acea vibrație, dar probabil că și oamenii și-au pus amprenta prin modul lor de viață, prin ceea ce ei acolo promovează. Și promovează un stil de viață sănătos. Acum, stai un pic, ce te-a frapat când ai ajuns acolo? Că ce ți s-a părut neobișnuit față de alte locuri din lume, să zicem? Sunt oamenii mai luminoși, au o alimentație foarte basic, mai mult fără carne, n-am văzut acolo carne, poate un pic de pește în Grecia și fructe de mare, dar gătite foarte, adică nu foarte preparate, adică luate și puse pe o plită și asta e tot, adică nu cu
sosuri sau cu... Deci mănâncă, să spunem așa, tot ce oferă natura. Și iarăși un lucru foarte interesant, că în aceste locuri natura chiar e foarte ofertantă. Adică mie mi s-a părut că și vegetația este altfel, verdele e mai verde și nu cred că este o idee preconcepută, fără să m-am uitat și la poze și pozele arată aceste lucruri. Și ceea ce m-a frapat, lumina oamenilor, lumina din ochi a oamenilor. Și mai mult decât atât, este un lucru foarte important, pentru că am vorbit așa cât mă pricep, că nu știu nici greacă, nici italiană, dar am vorbit engleză și cei care știau engleză mi-au spus că ei sunt foarte credincioși. Și nu întâmplător suntem azi în săptămâna luminată. Ei și-au cultivat de-a lungul timpului această dorință de a se conecta cu Divinul, de a fi în permanentă conexiune cu Pământul, deci a fi foarte împământați. Și prin tot ceea ce fac, toată cultura organizațională a familiei, a comunității, se ajută unul pe altul. Acolo este o... zic eu, o vibrație creată și amprentată de oamenii care trăiesc în zonele respective. Bun. Dincolo de această vibrație despre care vorbești, ei respectă niște reguli pe care, dacă stăm să le analizăm corect, ar fi regulile pe care le aveau și bunicii și străbunicii noștri. Exact. Pentru că, dacă stăm să ne gândim, și ei făceau la fel. Muncă fizică, adică munca la câmp, muncă în grădină, toate alte, celelalte locuri, 3 mese pe zi în mod cert, adică și din punct de vedere nutrițional, proteină, legumă, fruct, cam așa respectau această regulă importantă, cred eu, și pentru noi să știm. Dulciurile cu foarte mult zahăr nu existau, pentru că existau fructele din copac și așa mai departe. Una peste alta, întorcându-ne în timp, și gândindu-ne cât au trăit bunicii și străbunicii noștri, am putea să respectăm aceste reguli și noi. Acum vin eu și te întreb, în vacarmul orașului, în condițiile în care mergem la serviciu, în condițiile în care stăm ore întregi în trafic, cum putem noi să respectăm măcar o parte din ele? Este foarte greu, mai ales că există foarte mult stres în viața de zi cu zi. Sunt foarte mulți oameni, din ce în ce mai mulți oameni în burnout. Și atunci le este greu să aibă o sursă de hrană bio, îi spunem noi, dar de fapt sigură, aș spune, cum aveau bunicii noștri, se duceau și luau din grădină și își făceau mâncare cu ce aveau în grădină. Ei știau exact cum au crescut toate acele plante, cum au crescut chiar și animalele, chiar și tot. Știau, mâncau tot timpul ceea ce este de sezon, nu cum mâncăm noi de multe ori lucruri așa extravagante. Și mai mult decât atât, mă reîntorc, pentru că nu pot să nu mă reîntorc, cultivau credința. Această conexiune cu Divinul te face, de fapt, ca să vezi dincolo de partea aceasta stresantă de zi cu zi și te întoarce în prezent, să trăiești în prezent. De exemplu, conceptul Ikigai, care provine din insula japoneză Okinawa, unde este una dintre zonele acestea albastre, exact asta spune. Pornește de la Iki, care înseamnă viață, și Gai, care înseamnă a stabili sensul vieții. Odată ce tu ești ancorat în această conexiune divină, știi exact care este sensul vieții și atunci de ce să te mai stresezi? Noi, în viața de zi cu zi, prin tot vacarmul ăsta prin care trecem, și la servici, și acasă, și poate politic, și tot ce ne înconjoară, uităm, de fapt, de această conexiune și de sensul vieții acela adevărat. Oamenii în aceste zone, ceea ce am observat cel puțin acolo unde am fost, ei sunt foarte ancorați în prezent și trăiesc foarte simplu. Nu trăiesc atât de complicat, nu au atât de multe dorințe
cum ne amplificăm noi pe zi ce trece, dorim să mergem acolo, să ne îmbrăcăm nu știu cum, să fim într-un anumit anturaj. Ei trăiesc foarte simplu și exact cum am spus, cultivă această cultură a familiei, să fie toți împreună, să se ajute reciproc. Exact asta spune și sistemul acesta Ikigai, pe care eu îl aplic și cu clienții mei de business chiar. Țiu minte când m-am întâlnit la Las Vegas cu Richard Branson, fondatorul Virgin, îmi spunea că el aplică în viața de zi cu zi normal, dar și în companie, în cultura companiei. În sensul în care oamenii să privească tot ceea ce fac la servici și acasă împreună și să facă pentru a-i ajuta pe ceilalți. Deci sensul nu este să te întorci, să faci numai pentru tine în sensul egoist al lucrurilor, ci să gândești tot timpul cum pot eu să-l ajut pe cel de lângă mine, fie că este în familie, fie că este coleg de servici, fie că este chiar o cultură a companiei. Asta spune foarte mult, pentru că ne face să avem un anumit sens al vieții, de fapt, curat, simplu. Tu ai avut ocazia să ajungi și la Dalai Lama. Da. Într-o altă zonă, nu neapărat comparativă cu asta, ci într-o altă zonă unde la fel lucrurile se întâmplă altfel și viața e mult mai lungă, Adina. Da. Ce se întâmplă acolo? Păi oamenii n-au toate aceste grijă ale noastre zilnice. În primul rând. În primul rând. N-au traficul, n-au... Ei acolo trăiesc într-o zonă relativ limitată, în care nu au problemele traficului, nu au problemele, eu știu, ale poluării și așa mai încolo. Și trăiesc foarte mult în partea asta de meditație, pentru că unul dintre conceptele care duc la o viață îndelungată, unul dintre trucurile, să spunem, vieții îndelungate, este tocmai acesta, să te întorci un pic în interior și fie că spui că e rugăciune, că e meditație, nu contează, important este să-ți aloci timp pentru tine ca să poți să îți găsești acel sens al vieții și, bineînțeles, în conectare cu Divinul. Asta este un lucru esențial pe care bunicii noștri, strămoșii noștri îl făceau. Noi l-am uitat undeva și îl facem dacă ne ducem, eu știu, la o oră de yoga după amiază la sală, ca să zicem așa. Dar nu îl facem conștient. Nu este ca un element din sacralizarea vieții de zi cu zi. Noi o luăm pe repede înainte, pe fast food, cum se spune. Și uităm de valorile astea esențiale ale vieții. Ce cultivau străbunii noștri? Cultivau familia, cultivau pământul, cultivau această tradiție. Și știu că tu ai fost în Maramureș și acolo chiar se mai păstrează unele din tradiții. Din fericire și în Maramureș și în Bucovina. Și în Bucovina, da. Așa este. Sunt și la noi câteva zone în țară, probabil că nu au intrat în atenția celor de la Discovery sau așa, dar sunt câteva zone unde într-adevăr există acest concept, poate nu denumit zona albastră, dar există și avem și noi oameni care trăiesc mult la țară, care nu sunt conectați cu, eu știu ce... Cu nenorocirile astea. Da. Mă rog, device-uri. Trăiesc mult mai simplu, se culcă cu găinile, se trezesc cu găinile și au un somn foarte bun. Iarăși, somnul este extrem de important în partea de longevitate. Noi de multe ori adormim chiar cu televizorul pornit, mai sună și telefonul și nu ne alocăm acest timp pentru a ne întoarce către noi și către familia noastră. Chiar mă uitam acum la înviere, foarte mulți oameni au venit în familii și am zis, wow, asta este un semnal bun, că au început să vină mai multe generații împreună la biserică, ceea ce nu se întâmplau poate acum 10 ani. Deci eu zic că totuși, dacă putem spune așa, pandemia a avut cumva și un beneficiu, dacă e să vorbim despre asta, că ne-a reîntors la valorile, să ne uităm mai mult către familie și către valorile familiei. Ăsta este un concept foarte bun pentru longevitate. Cum trăiau oamenii înainte? În
niște tradiții și cadre foarte bine determinate, susținute de partea aceasta de tradiții, de religie, de conectarea cu Dumnezeu. Tu ai scris câteva din principiile astea, dacă nu cumva chiar toate, că nu mi-am amintesc exact, l-ai scris în cartea pe care ai scris-o tu, Dieta Minții. Da, da. Ce anume din principiile pe care tu le-ai spus în carte au legătură cu aceste, să zicem, zone albastre? Aș spune cel mai important lucru, pentru că lucrez cu oameni zilnic și văd că lucrul de care se împiedică ei este iertarea. Este extraordinar de important ca să conștientizăm prima oară că avem nevoie de iertare și aici iarăși pornesc de la iertarea simplă în familie. Cum ai putea să stai să nu vorbești cu părinții tăi timp de 20 de ani? Sunt oameni așa. Și Doamne ferește, se îmbolnăvesc de tot felul de boli incurabile și așa mai încolo. Totul pornește de la chimia noastră a organismului. Cum am putea să trăim mult dacă noi nu iertăm, dacă noi nu facem recunoștință, iarăși scrisă în cartea mea. Deci sunt niște principii foarte importante și sunt oameni care nu conștientizează cât este de important acest lucru. Să facem iertare, să facem recunoștință în fiecare zi. Chiar dacă poate nouă nu ți s-a părut așa ceva important ce am făcut în ziua aceea pentru care avem recunoștință, dar ce ar fi să mulțumim că mai avem încă o zi din viața noastră în care să ne putem desfășura, ca să spunem așa. Cum faci cu recunoștința? Cum e corect să faci? În primul rând, eu am un jurnal care este pus chiar la capul patului și eu nu pun capul pe pernă până când nu scriu pentru ce sunt recunoscătoare și încep. Și o să vă dau exemplu cum fac eu, pentru că mi-e greu ca să învățăm ce fac alții sau să citim din cărți. Eu spun așa, îți mulțumesc, Doamne, pentru toate acestea și mai mult decât acestea. De ce? Pentru că de multe ori nu realizăm cât a făcut Dumnezeu pentru noi în ziua respectivă și atunci, ca să nu omit nimic, mă acopăr, să spunem așa, de recunoștință și în zonele în care poate n-am identificat că acolo, evident că în tot este Dumnezeu, dar poate eu nu am sesizat unde am avut ajutor și așa mai încolo. Și pe urmă spun niște lucruri pe care eu le-am observat și îți mai mulțumesc pentru sănătate, mă rog, ce am căpătat în ziua respectivă și am conștientizat. Și amin, bineînțeles. Deci, în primul rând, folosim timpul prezent. Asta este extrem de important și întotdeauna să mulțumim și pentru lucrurile pe care, exact cum am spus, poate nu le sesizăm. Pentru că Dumnezeu fiind în toate atât de omniprezent, noi nu conectăm. Ni se par că ni se cuvin niște lucruri în viață și asta, bineînțeles, nu ne face decât să ne creștem orgoliu. Și un orgoliu mare este invers proporțional cu viața noastră, cu longevitatea. Îți propun să vedem materialul pe care l-a filmat colega mea Ana Maria Roman, care îi mulțumesc foarte mult, realizator newsletterului CNN. Iată interviul cu doamna care trăiește în America după aceste principii. Anything that you read will tell you that meat is the worst thing in the world. So the blue zones are the areas of the world where people live to be over 100. And none of them eat meat. There's a documentary on Netflix about the Blue Zones. You should watch it and see what they eat. They eat nuts, they eat seeds, they eat beans, they eat rice, and they eat all kinds of vegetables and fruits. That's it. And they live a long time because if you eat a bowl of vegetable soup, a good bowl of vegetable soup when you sit down to eat, you can't eat a lot more. But if you sit down to eat and you eat scrambled eggs and bacon and toast, after about 2 hours, you're like, you know? Mm-hmm. But if you eat a bowl of vegetable soup, it goes right through you. Every day at 6 o'clock in the morning, I go to the gym. I start my day in the gym with my iPad. So I just had 2 full knee replacements, which I had because I was so active. I biked from New York to Washington, D.C. twice. I've done over 100 competitive athletic events. I'm a triathlete, you know, bike, swim, run. My charity is Breast Cancer Walks. I don't have breast cancer, but I think it's a good charity. So they have 60-mile walks and 40-mile walks. I've done 3 60-mile walks in probably
40-mile walks, where you walk for 3 days, you know? So finally, I wrecked both knees. I had to replace both knees because there was no cartilage in the knees. Mm-hmm. So I just did it like 2 years ago. So now I'm just building back up to my exercise. So what do? I do 10 miles on the bike every morning and 5 miles on the elliptical, which is half of what I used to do, half. But I'm building back up. So if you have knee surgery, you have to find something else to do. So do you know what the ropes are? You know, mm-hmm. the ropes? If you do the ropes forces your heart rate up. So what you want to do when you're 75 is try and get your heart rate up to at least 160 and keep it at 160 and then see how fast it goes down. So the issue when you get older is muscle. You have to do weights. If you don't do weights, your muscle deteriorates. So what kind of weights do you do? When I'm on the elliptical, I have three-pound weights, okay? Two three-pound weights. And I do curls. I do side curls. I do triceps, okay? While I'm on the elliptical, because I want to kill two birds with one stone, right? And then when I get off the elliptical, I'll do some ropes, okay? And then I have lots of stretching that I do, a lot. So I have all kinds of devices. I have a Chinese doctor who's an internal medicine lady, but she's an acupressurist. And she's one of my best friends in Naples, Florida. So I believe very much in alternative medicine. I do all my regular tests and stuff, but she's very good. She says, you know, you need to drink more water. So I try and drink 80 ounces of water a day. 80 ounces. 80 ounces of water a day. And I try and stay very, very active. So if there's steps, I usually in the States, I didn't hear today, I'll do the steps instead of the elevator. Or if I can walk, I walk instead of driving. We in Romania, people, older people don't go to gym. Maybe the younger generations. Why is it important to keep doing sports all your life? Yeah, because also for your mental health. If your body's not working, your mind can't work. And your body and your mind aren't going to work if you're eating the wrong foods. So you have to stay gluten-free. You have to stay off of meat. You have to eat. The older you get, the less you eat. And the more what we call zero calories there mm-hmm. are. So on your plate, you have to have lots of vegetables, which are zero calories. And you eat that first, or you eat your soup first. And then you eat what we call the red zone. The red zone, it would be like something like more heavy protein, you know? So even if you're going to eat meat, you eat a very small amount. You eat 4 ounces. Like in the United States, if you go to a restaurant to eat, they give you a 16-ounce steak. It's this big. It's for 5 people. You can't eat that. Or if you're going to eat potatoes, you eat boiled potatoes. You don't eat French fries. You follow me? Especially French fries that are made with soybean oil. Mm-hmm. Processed oils. Very bad for you. So what's your daily routine as nutrition? How much do you eat? I understand you're a vegetarian. Yeah, but the first thing I do after I come back from exercising is I cook for the day. I cook. So depends. Like, I'll give you an example. I left now, and I made for my husband because I was 12 days without him. I left him 12 different foods. Frozen, okay? Mm-hmm. 3 different kinds of soup, a special kind of noodles, okay? And special kinds of vegetable soups. But they were bean soups with rice, because if you eat beans and rice, it's protein. Beans and rice is better than meat, creates protein. So I did a white bean soup, a red bean soup, and a black bean soup. Mm-hmm. But in each one, I put protein. I put a different kind of noodle or a different kind of rice, which created the same protein that you would have if you ate meat. I get up, I say my prayers. Oh, you say your prayers. I tell God,
I want to do two things today. I want to do something that I never did in my life before, and then I want to help somebody. Because I think that if you do something for somebody, you're going to live a long time. Because there's satisfaction in doing something for somebody. If you don't do something for somebody, you're going to start to think about your own life and what you don't like about yourself, and you're going to be miserable because everybody could improve themselves. So every day, I do something. So every morning you wake up and you say, I want to do two things. Two things. Like today, I mean, just think. I mean, today, over the weekend, I mean, I went to the, I've never been to a Romanian monastery, okay? Mm-hmm. I've never been to the Romanian parliament, you know? Something. Every day, you have to do something different, because if you don't, if you keep repeating what you do, your life is not an interesting life. And you're not interesting to other people because you don't learn anything new. I try and learn something new every day. Life is like a catalog at a university. You have to decide what you want to study. Okay. In life, what do you want to do that's new every day? Yes, but sometimes it's very difficult to do new things every day because we live in a routine. And you know what? Especially for women, all the women who are listening, listen to me. You listen to me because I'm older. You can't help anybody. You can't do anything for anybody. You can't help anybody, your family, your friends, anybody, unless your head is on straight. And the only way to do that is like me. 2 or 3 hours every day. It's for Maria. Every day. I go to the gym at 6 until 9. I fundamentally don't talk to anybody. It's about me. What I'm going to cook, how I'm going to exercise, my nails, my hair, whatever it is. I have to. And when you get older, you need more time. Mm-hmm. And when you get older, you need more time if you're married, because now you have to take care of your husband and the kids. And everybody wants something. If you're a strong person, everybody comes to you and says, you know, Maria, can you do this for me? Can you do that for me? And it took me years. It took me years to figure out that you can't help everybody. You have to decide who you're going to help. And you can't help somebody who's not ready, who's not. So you don't talk to people who don't listen. Lots of people come to me for help. But the secretary knows that if they're not serious, she won't even put the call through. Because there's too many people who really want to change. So it took me a long time to figure out that you only talk to people who are listening. Do you go with, you are always escorted when you leave the house? Do you always have security with you? Always. 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 Policemen with guns everywhere. Wow. This is why, you know, I don't Aren't understand. You afraid? I mean, I. This Aren't is, you afraid? You know what? This is an amazing country. You walk down the street and you see kids with their mothers and fathers. Yes. Okay? You go into a church and people are praying. The streets are clean, relatively. It's not Germany, but the United States isn't Germany either. It's okay. You're clean. All right? And nobody has a gun. You don't realize how lucky you are. You're so into thinking maybe it could be better, that you don't realize that you have 4 valuable characteristics that don't exist other places in the world. Do you know what it is to be able to walk at night and not get shot? We live in Water Tower. It's a very sophisticated building. It's in the Ritz-Carlton. We don't walk the dog at night. My husband, who's over 6 feet, he doesn't walk the dog in the park across the street because it's not safe, okay? It's not safe. You're not smart enough to realize what you have because you're looking at what you don't have. And for me, when I'm looking at this place, I'm like, what is, I just called 2 of my Romanian friends. I called Bonica and I called Marcia. I said, what are you doing in Chicago? What's the matter with you? Why are you living there? You have a great life here. You have family, you have religion, you have no crime. What are you doing in the United States? What are you waiting for? And Bonica says, I can't leave. I've got my family. I said, okay. You know, since I can't leave, I've got my family, okay. But you know what? I mean, we,
It'll take 4 or 5 generations in the United States to get back to what you have here. Safety, family, religion, and people walking down the streets with their kids. A mother and a father. It's a different, this is like something out of another time and another place. And what surprises me, I mean, I'm here, I'm like thinking, how's come there's no tourism? This place is ripe for tourism. This place is like, could be marketed. Yes. For huge trip. Oh, the infrastructure's no good. Nobody cares about the infrastructure. What they care about is safety. What would you advise our tourism minister or the government? What would be your advice? Because we don't fund the tourism in Romania. I mean, they have no public relations plan. There's no public relations plan here to advertise. If they could, okay, do an ad that shows Romania, the Black Sea, the monasteries, okay? The wide sidewalks, Old Town in Bucharest, okay? People sitting, having coffee, having a good time. Show safety, okay? Show the sea, okay? Show the religion. 60-second ad. Flash it on social media. You'll have thousands of people coming here. It's an inexpensive country. Yes. It's an inexpensive. You have to pay 5 times that much to go to another country. Huh? I mean, this is a gold mine. If I was here, I'd make a fortune. Fantastic arată, doamna, așa cum vă spuneam, nici nu te gândești vreo secundă câți ani poate să aibă. Care ar fi principiile, Adina, pe care trebuie să mergem ca să fim într-o situație de genul ăsta? Adică să fim peste 20 de ani, uite, eu cu tine așa, desigur, la fel de tinere și tu la fel de frumoasă, iar eu poate puțin mai grasă decât acum, cine știe. Cum facem să ajungem acolo unde trebuie? Sunt 4 principii și asta tot din Ikigai, din principiul japonez, pe care am văzut că se aplică într-un fel sau altul în toate aceste zone albastre, că asta este cel mai important. În primul rând, foarte important este pasiunea cu care faci lucrurile și sunt oameni care le fac așa mecanic, ca să nu spun altfel, și nu pun pasiune în ceea ce fac. În momentul în care tu pui pasiune, tu îți conectezi energia, îți focusezi energia spre locul acela, spre activitatea respectivă, chit că e să plivești o floare sau să faci mâncare sau, nu știu, să faci lucruri mult mai importante, un business de milioane de euro, nu contează ce, dacă nu pui tu pasiune acolo, atunci acela este mâncător de energie și nu generator de energie. Foarte important pentru longevitate este să faci lucruri care îți aduc energie și mai mult, pentru că energia noastră vitală este ca un dinam care funcționează în momentul în care o pui în mișcare. Ea este pe termen limitat și atunci, dacă nu o pui în mișcare, ea la un moment dat se termină, ca orice baterie. Din când în când ai nevoie să o pui în priză, ca să spunem așa. Deci prima este pasiunea. Pe urmă, este foarte important să îți găsești vocația. Sunt foarte mulți oameni și eu lucrez cu oameni care stau într-un serviciu care nu e din pasiune, numai pentru că câștigă ceva bani și la un moment dat intră în burnout, intră în depresie, se ceartă cu nevasta, mă rog, au tot felul de probleme și ăsta, bineînțeles, că nu este generator de energie. Deci dacă tu nu-ți găsești vocația, nu știi care este domeniul tău de excelență ca să ți-l cultivi, să poți să investești acolo, nu ai cum să îți asigur o longevitate pe termen lung. Și chiar mă uitam că sunt mai mulți oameni în lume care au ca doamna respectivă așa o vitalitate la o vârstă înaintată. Dacă îi întrebi personal, oamenii aceștia întotdeauna au spus că au făcut ceea ce le-a plăcut. Că și-au găsit acea vocație, poate de tine, poate după o vârstă, nu contează, important este să o găsești ca să poți să-i dai un sens vieții tale. Asta este iarăși foarte important. Apoi, iar un alt element este misiunea. Sunt oameni care nu știu care e misiunea lor în viață. Și aici nu înseamnă că toți trebuie să facem lucruri de anvergură internaționale. Sunt, chiar vorbeam ieri cu o clientă care îngrijește bătrâni. Are o firmă în
Anglia și îngrijește bătrâni. Și mi-a zis, zice, am pornit de la a îngriji eu un bătrân și pe urmă am dezvoltat o firmă pentru că mi-am dat seama că asta este o misiune. Deci, acest lucru este iarăși foarte important, să-ți găsești pe lângă vocație și misiunea pe care tu o ai de făcut pentru oamenii respectivi. Nu trebuie neapărat să fie o chestie, exact cum am spus, la nivel planetar. Poate să fie acolo, la locul tău de muncă, chit că dai cu mătura într-o firmă sau faci lucruri de anvergură mai mare. Important este să-ți găsești care este misiunea. Și chiar vorbeam cu o doamnă care este bonă la copii în America și îmi spunea că a simțit că misiunea ei este să ajute copiii. Nu neapărat din postura de bonă, dar are o conexiune specială cu copiii și asta o ia ca o misiune. Orice ar face, că se duce și este educatoare la o grădiniță, că este bonă, că nu contează. Ea simte că are această misiune cu copiii și asta tot așa te îmbogățește, îți dă o energie suplimentară când te duci la servici și știi că îți faci misiune acolo unde ești. Și iarăși un lucru foarte important pe lângă vocație este profesia, pentru că odată ce ai vocație, bineînțeles că trebuie să te duci într-o zonă în care să fii plătit pentru asta, pentru că altfel n-ai satisfacția lucrului făcut cu sens. Sunt oameni care lucrează pe vocație, să spunem cântă la biserică, da? Pentru că au această vocație, dar ei sunt ingineri, este ok, dar dacă tu, prin hobby-ul tău pe care îl faci cântând la biserică, nu îți umpli sufletul și nu ți asiguri acea porțiune de energie care să îți bucure sufletul, atunci, bineînțeles, că profesia ta tot așa te va duce în depresie și îți va consuma energie, nu îți va da energie. Deci astea sunt patru lucruri foarte importante care te duc într-o zonă în care tu orice ai face, că vii acasă și ai grijă de copii, că te duci la servici și îți faci treaba în colectivul respectiv, că ai un hobby și ți-l dezvolți în ora aia care o ai săptămânal, nu contează. Orice ai face, dacă tu te duci și nu mai consumi energie și nu te alimentezi cu energie, asta la un moment dat dăunează grav sănătății. Da, vine factura. Exact. Am uitat eu să te întreb ceva și aș vrea să știu cum faci. Ai spus că scrii, apropo de recunoștință, că scrii în jurnal, dar în același timp ai spus că este foarte importantă și iertarea. Da. Aici cum faci? La iertare sunt mai multe etape, ca să spunem așa, în iertare și de 30 de ani de când lucrez cu oamenii mi-am perfecționat partea asta cu iertarea pentru că, în primul rând, am făcut-o eu. Și a fost foarte important pentru mine să pot să practic să îmi iert oamenii din viața mea. Că mi-au greșit sau nu mi-au greșit cu ceva, Dumnezeu știe, dar eu simțeam că am ceva acolo de lucrat și atunci, bineînțeles că am zis, hai să încep cu iertarea, că e cel mai la îndemână. Oamenii respectivi nu știu că eu am făcut această muncă în spate, dar ceea ce am observat este că s-a schimbat percepția lor față de mine, pentru că conexiunea noastră, stringul nostru, este pe un alt nivel vibrațional și asta este de fapt foarte important. În programul ancestral pe care eu îl dezvolt de mai bine de un an de zile, am perfecționat o metodă prin care din conexiunea minte-inimă să facem această iertare. Adică nu așa mă uit la tine și zic că uite, eu te iert. Ești certată, da. Da, pentru ce mi-ai făcut și gata. Asta este iertarea la un nivel superficial. Dar iertarea cu adevărat este la un nivel mult mai profund, ca să poată să ne schimbe biologia. Să poată să celulele noastre să poată să reînceapă să primească oxigenul de care au nevoie. Și atunci, ca să putem să ne schimbăm această biologie interioară, avem nevoie să ne facem conexiunea minte-inimă. Joe Dispenza este celebru pentru asta, dar avem și noi în ortodoxia noastră rugăciunea inimii, care este extrem de benefică și funcționează senzațional dacă o spui tot așa din inimă, adică nu o spui Doamne, este creștoare, da. Deci n-ai făcut nimic dacă o spui așa. Dar dacă îți, cum spune un călugăr cu care lucrez, zice, dacă îți preci așa un pic capul și te zmerești, imediat mintea coboară în inimă. El așa spune, că numai prin simpla postura ta, când îți pleci un pic capul, deja se realizează această conexiune minte-inimă. Și asta mie mi se pare senzațional, că iată, avem la îndemână noi aici, în țara noastră, față de poate alte popoare care nu au această...
idee cultivată, noi avem aici la îndemână și putem face. Deci din această conexiune noi vom face iertarea pe trei nivele. Odată iertăm persoana respectivă, da? Este și o tehnică din Hawaii, Ho'oponopono. Iertăm persoana respectivă pentru tot ce ne-a greșit în viața sau în alte vieți. Pe urmă îi cerem iertare lui Dumnezeu pentru tot ce am greșit persoanei respective în viața sau și în alte vieți. Și pe urmă și cel din urmă, și nu uităm de asta, ne cerem iertare nouă. Mulțumesc foarte mult partenerilor noștri de la Crown Plaza, le mulțumesc colegilor mei Mihai Dină și Mihai Popescu, mulțumesc colegii mele Ana Maria Roman pentru interviu și desigur invitatei mele din această seară, Dina Moldoveanu. Rămâneți cu Antena 3, vă așteaptă colegii mei cu ultimele știri, ne revedem sâmbătă la 23 la Voi cu Voicu.